Salut, bine v-am regăsit la episodul 10 din sezonul 2 de Istoria cu Virgil. După ce am trecut cu bine, să zicem, peste perioada interbelică și al doilea război mondial, de mine spun acum că am trecut cu bine, nu de țară, în sensul că cei mai mulți ați înțeles ideea emisiunii și nu v-ați isteriza ca niște adolescente la concerte Riche Iglesias. Cei mai mulți. Ei și dacă am trecut peste asta, urmează comuniștii. N-am ce să fac. I-am pus pe listă, s-a aprobat de acum, aE. În episodul de astăzi, pentru groaza. Dr. Petru Groza, puțin respect că n-ați mâncat cu aceeași lingură, a fost prim-ministrul primelor guverne impuse de ruși la noi în țară după sfârșitul războiului. Noi ăștia mai tineri care am făcut școala după Revoluție știm aproape nimic despre el. De la ore mai ține aminte doar numele și că n-a fost de bine, că în rest Acum n-am pus mâna pe manualele de istorie comuniste, dar mă gândesc că acolo era prezentat în altă lumină, ceva, apostolul eliberării poporului, nu? Din ce am înțeles de la generațiile din urmă, tovarășul Nicolae și partidul erau un centru acțiunii în carte de istorie. Învăța că poporul român a fost cel mai șmecher și a evoluat pe linia burebista Mihai Viteazul cu Zaceașcă. Monarhie pauză, democrație pauză, Antonescu diavolul în persoană, independența și unirea s-au făcut singure. Regimul burghez -o moșieresc, toți hoți și ștergem cu totul. Nu erau cu totul cosmetizate faptele istorice, doar că se omitea ce nu dădea bine. Nimic despre deportări, închisori comuniste, pământ luat cu forța și colectivizare. Nici cu manualele actuale nu-s la zi, dar îți dai seama că sigur sunt și acolo niște vrăjeli în funcție de ea care scriu cărțile. Cum ești cu emisiunea asta? Și repet pentru a câta oară. Chiar dacă nu e nici pe departe o lecție de istorie, doar povești și păreri. Normal că o să prezint cum mi se pare mie, în funcție de afinități și lucrurile în care cred. Și mai e și aia pe care mi-o spun unii că nu judeca faptele de atunci din perspectiva de acum. Bă frate, altă perspectivă nu am. Acum trăiesc și ăsta e scopul până la urmă, să mă ajute acum. Ce-a fost, a fost. N-am speranță că o să aflu vreodată adevărul ăla bun, curat, carachiu, tras de două ori. Și până la urmă cu ce te ajută? Lumea a mers mai departe. Acum tu poți să rămâi în trecut și să te cerci pe marginea la ce a fost și dacă să zicem, chiar dacă demonstrezi tuturor că ai dreptate, că evenimentul ăla de care ai rămas tu marcat a fost cum susții -ți tu și nu altfel. O să schimbi asta prezentul cu ceva? Dăm timpul înapoi și o reluăm de acolo? Cum văd eu lucrurile? Arunc o privire, scormonesc un pic și aici și acolo și îmi fac o părere, îmi notez ce e de bine și ce e de evitat și cu asta încerc să mă adaptez eu, ca om, la realitatea în care trăiesc. Așa te bați cu fantome unde ajungi cu asta. Important e ce faci de acum încolo. Înapoi. Pentru Groza s-a născut într-o familie de preoți din județul. Hunedoara. Hamă că nu stăți din vasului. Groza copilărește și învață acolo în zonă. Lugo Jorăștie, apoi la facultate merge cu bursă la Budapesta, Berlin și Leipzig și și-a doctoratul în științe juridice. Tot la Leipzig ca și Iorga. Bă, pe i-a verificat cineva de plagiat că pare fabrică de diplome la Leipzig acolo. Ce nu mai ponta? Întors în țară, ia avocat la Lugo și Deva. Nu știu ce învârte, dar începe să strângă avere. Peste ani despre situația lui financiară, ziaristul american Ruben Markham scrie: Groza se bucura de oarecare aureolă datorită frumoasei sale vile, hotelului care aparținea, a parținea, și care prospera, foarte profitabilei fabrici de băuturi confiscate de la evrei și întinselor ateliere textile obținute în același fel. Tot pe subiect, istoricul Simion Molnar zicea așa. A deținut acțiuni majore în peste 45 de întreprinderi. A cumpărat fabrici, mine de aur, magazine, mori, edifică hoteluri și institute de credit. Deci n-a făcut foame. Se bagă în Partidul Național Român, iar la Alba Iulia, ca deputat în Marea Adunare, votează și el pentru unirea Transilvaniei cu România. Mulțumim, domnul doctor. După unire se bagă în Partidul Poporului, al lui Averescu, și intră și în guvernul făcut în jurul generalului. Va fi mai târziu vicepremier în guvernele conduse de militari după întoarcerea armelor în al doilea război, iar apogeul politic va fi funcția de prim-ministru în care a fost impus de sovietici începând cu 45. Groza a anticipat corect. Omul lui sună bine extrema stângă și se dă de partea poporului, politic vorbind. El tot banchier și unul dintre cei mai bogați oameni din Ardeal rămâne, dar reprezintă interesele țăranilor. Frontul Plugarilor se cheamă organizația lui, fondată în 33. În anii care urmează păstrează linia și se alătură altor partide în coaliții antifasciste, lucru care îl apropie cu atât mai mult de comuniști. O să fie mereu în relații bune cu ei, dar își păstrează partidul paravan pentru că se dovedește mai util. Ăstora al de groza care nu erau chiar comuniști, dar i-au ajutat din diverse motive să instaureze regimul, li s-a zis tovarăș de drum, căia care te ajută să treci granița ilegal. Ajutoare că lăuze, mănâncă și o bucată de pâine. Un alt exemplu de tovarăș de drum este Gheorghe Tătărescu, fost premier în perioada interbelică în timpul lui Carol al ii apoi ministru în guvernul Groza, apoi după după ce și-a făcut treaba cu el, deținut politic. Așa funcționau lucrurile. Suntem deci în 45. Românii schimbă taberele și sovieticii încep să-și facă mutările în România. Ca să-i forțeze mâna regelui Mihai, trimisul de la Moscova, comisarul poporului, Andrei Vyshinski, condiționează reprimirea nordului Transilvaniei, bucata ocupată de Ungaria după dictatul de la Viena, cu numirea lui Groza ca premier. Maniu, fostul lui lider din PNR, îl sfătuiește pe Groza să nu se bage la guvernare pentru că le-ar face jocul rușilor. Ăsta nu știu cât din convingere sau doar ca să se dea erou, îi răspunde conform propriei cărți de memorii că dacă pot să-mi salvez țara, să reprimim ardealul, prefer să mă compromit. Cam suna teatru, da, ce știu eu. S-o fi gândit omul că dacă nu era el, se găsea altul să profite de oportunitate și era păcat. Așa, acum fac emisiune despre Petru Groza, deci cumva a avut dreptate omul, a rămas în istorie. Guvernul Groza, impus de Vășinski, în practică el era prim ministru României, era un guvern care la prima vedere părea unul de colaborare între forțele politice ale țării. Pe foaie erau oameni cu tot felul de pedigriuri, inclusiv, spuneam, fostul prim-ministru liberal, Gheorghe Tătărescu. În fapt, s-a dovedit a fi o adunătură pro-comunistă. Oricât de bune intenții ar fi avut unul sau altul, până la urmă tot de Moscova ascultau. Regele Mihai face gât, intră în grevă regală și nu mai semnează niciun act. Guvernul funcționează în afara legii, dar legea acum nu mai avea nicio valoare în condițiile astea. Legea se făcea în biroul lui Stalin, iar aliații occidentali își dăduseră acordul pentru asta la Ialta. În București au loc manifestații de susținere a monarhiei, dar pe comuniștii doare la bască, că și aveau. Ies cu camioanele în piață și iau la păruială pe tinerii liberali și țărăniști ca să înțeleagă că acum se joacă după alte reguli. În țară, Groza avea ceva autoritate. L-a pupat unde trebuie pe Stalin, pe pantofi, dintr-o legendă pe care am citit-o și eu, și a câștigat simpatia. Deci și comuniștii cu carnet știau că e piesă importantă în pază. Înainte de alegerile din 46, Groza bagă mai întâi un tur de imagine prin Transilvania, ca să câștige alegători în patria lui Maniu. Groza îi mulțumește din suflet Stalin și armatei sovietice ce prietene care ne-a eliberat, iar Vâșinski întoarce favorul și îl scarpină pe burtică pe Groza Cine-i băia bun? Cine organizează România comunistă? Cine? Apoi se pune în scenă frauda electorală când comuniștii, o alianță numită blocul partidelor democratice, dar pe scurt comuniștii, câștigă la scor de neprezentare. Deși țărăniștii aveau mai multe voturi. Nu le-am numărat eu, dar așa a spus Corneliu Coposu și parcă l-aș crede. Petru Groza a avut ca program de guvernare comunizarea României, cu tot ce înseamnă asta. Anularea Constituției și a monarhiei, epurarea societății de dușmani și izolarea de Occident, de lumea liberă. Ideea era pe de o parte să dea apă la moară celor care luau comunismul în brațe ca nouă cale spre o lume mai bună și prosperă și pe de cealaltă să-i strângă cu ușa pe cei care se opuneau până ziceau ca ei. Sau închisoare sau moarte, alegi tu. Totul în timp ce credința generală a românului era că, bă, n-are cum, o să vină americanii, o să vezi. Numai că americanii își dăduseră deja ștampila. Ambasadorul britanic la Moscova din perioada respectivă observa: Vășinski guvernează România ca pe o provincie a Uniunii Sovietice, iar guvernul Groza nu e decât un simplu instrument în mâinile lui. Ah, ah. Vâșinschi guvernează, Vâșinschi guvernează România ca pe o provincie a Uniunii Sovietice, iar guvernul Groza nu e decât un simplu instrument în mâinile lui, ca să nu ziceți că inventez eu. E greu de imaginat cum se manevra puterea acum 70 de ani. Fără telefoane, fără televizor, fără net, populație era greu să înțeleagă ce se întâmpla. Doar ziare și radio, dar și alea tot controlate de la centru. Dacă acum ți se pare ușor să fii manipulat, ce să mai... La procese, judecători cu notițe în limba rusă, afară în stradă erau adunate sute de activiști cu pancarte și răcneau că jos dușmanii poporului, contra manifestațiile și o luau la joale imediat că organul ține mereu cu puterea în orice stat din lumea fi și apoi citea a doua zi în ziar că banda de complotiști trădători de țară și spioni și-a primit pedeapsa meritată. Iuliu Maniu și Ion Mihalache condamnați la temniță grea pe viață. Și ce zici, ori știe e mai bine ăștia care i-au dovedit că doar vorbinele țării. Uite, asta este un un exemplu de ce trebuie separate puterile în stat, de ce e obligatorie o justiție independentă și de ce avem nevoie de libertate de exprimare și libertate a presei și presă liberă. Adică. Deci dacă mă vezi acum și nu ești de acord cu ce spun, ești liber să susții punctul de vedere, preferabil cu un limbaj decent, dacă nu răcnești, faci ce vrei și apoi vedem de partea cu e publicul. Democrație 101. Petru Groza e hashtag Partners in Crime cu Gheorghiu Dej, care era secretarul general al PCR. Merg împreună la regele Mihai pe 30 decembrie 1947 și îl constrâng să abdice. Aici, e plin internetul de documente, interviuri, articole, e ușor de aflat povestea. Se face o nouă reformă agrară, de fațadă, redistribuirea unei părți din pământurile vechilor moșieri. Scopul era să câștige țăranii de partea lor, dar peste patru ani o să le tragă clapa că începe colectivizarea. Tot sub groza începe și vânătoarea de fasciști și de susținători ai Germaniei în războiul tocmai încheiat. Altfel spus, rămășițele gărzii de fier. Se restructurează poliția, jandarmeria cu oameni din ea buni de încredere. Pune umărul la desfințarea partidelor istorice, instaurarea Republicii Populare, în principiu tot ce venea pe fax, domn doctor executa. Totuși, pare că a fost vocea moderată când a venit vorba de lichidarea adversarilor politici, împinsă la greu de membrii de partid. El și fusese coleg cu Maniu și compania și cred că era și rușine sau milă de ei. Oricum, n-a exagerat cu toleranța că apoi bătea el la ochi. Doar a mai tras ceva de timp. Deși funcționează destul de bine împreună, între groza și comuniști mai apar neînțelegeri. Pe comuniști îi deranjau elementele chiaburești din frontul plugarilor. Dar se știa că este plăcut de Stalin, deci ăștia mărâiau cam degeaba. Nici groza nu se arunca la fapte mari, dar mai dirija lucrurile omenește. Mai ajuta pe unul pe altul. E ca zahăr într-o doctorie la gust. Încearcă să facă un lucru mai rău, ceva mai puțin rău, dar nu ajută că tot te freci cu peria de sârmă. După 52, când îi se face loc lui Dej ca prim-ministru, el trece președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale. Un fel de președintele țării, dar nu exista denumirea încă. Deci funcție mai de fotoliu și o să fie asta până la sfârșitul vieții. Mai târziu, în 54, Petrică își pune iar la treabă talentele de băgător de seamă și este oficialul român care stabilește primele relații cu China comunistă. Relația asta o să fie continuată apoi de Gheorghe Udej în încercarea de a ieși pe cât posibil de sub influența Moscovei. Groza, ca fiu de preot, avea acatistele plătite la zi și a fost membru evlavios în adunarea națională bisericească. În plin stalinism, când poziția oficială a oamenilor de stat comuniști din România era ateismul, Biserica a fost protejată cât de cât în timpul lui Groza. Oamenii găseau o alinare în credință. Asta o are pe plus și în caietul meu. Petru Groza a murit în 58, bolnav de cancer, la 73 de ani. Înainte să semneze de plecare, îi cere lui Dej să permită să-i se facă o înmormântare ortodoxă. Cum se cade? Cu alai, cu bani aruncați cu pumnul în urma căruței, cu pom? Dej atâta lucru poate să facă și îl trimite la groapă cu frumusețe de cortegiu, condus de patriarhul Justinian. Pentru efortul depus, lui Petru Groza i s-au făcut o grămadă de statui prin toată țara. Astăzi, singura a rămas în picioare, din ce am înțeles, el a el însat la Băcia. A fost Petru Groza Lingău? Pare că a fost, că prea și-a găsit locul în toate sistemele politice. Patriot a fost și asta, cred că da. Cum a fost și Marghiloman când a semnat pacea cu nemții în primul război mondial. Cum a fost și Antonescu, care a făcut ce a crezut el că e în interesul țării. Așa și Groza a citit situația și s-a folosit de poziția câștigată ca să navigheze țara în situația în care ajunsese, la ordinele URSS, adică. Îl văd pe Groza ca pe pilotul unui avion deturnat. Poate n-ar fi vrut să-l prăbușească dacă era după el. Dar dacă ăștia stăteau cu Kalashnikovul în coastă, a zis că, bă, măcar mai dau și eu o tură la manetă și cine știe. O mai au pe o colite, mă fac că nu înțeleg harta, dar tot la tragedie s-a ajuns. Deci îmi place de groza sau a propoziția lui? Răspuns final, nu. Hai că închei aici. Mulțumesc că m-ați urmărit și ca să păstrez tonul festiv de început de an, hai noroc și la mulți ani și ne vedem săptămâna viitoare. Numai bine!